Stimați amatori ai fotbalului, caravana Diviziei Naționale continuă în această zi de sâmbătă 11 mai cu meciurile etapei a noua, primele meciuri. La Ternovca, pe stadionul sătesc, se întâlnesc formațiile Dinamo Auto din localitate și Petrocub Hâncești. Vedem și componențele de start ale celor două formații. Vom începe cu echipa oaspete în poartă, numărul 16, Dorian Raelean, 2, Jacques Onana, 4, Victor Mudrac, 6, Dan Taras, 8, Iaser Țurcan, 9, Vladimir Ambros, 11, Vladislav Slivka, 21, Maxim Potârniche, 27, Artion Puntus, 44, Jesse Guerra și 90, Ion Jardan, antrenor principal al formației din Hâncești, Lilian Popescu. De partea cealaltă, formația gazdă, Dinamo Auto, în poartă numărul 12, Cristian Avram, în teren 2, Radu Rogac, 3, Sandu Mateescu, 6, Artem Belinski, 9, Igor Bugaiov, 17, Vsevolod Nihaev, 19, Maxim Mihaliov, 21, Vladislav Craev, 23, Vitalie Bordian, capitanul echipei, 25, Serghei Bobrov și 28, Valeriu Makritski, antrenor principal Igor Dobrovolski. Cele două formații și-au făcut apariția în teren, vreme destul de bună la Ternovca și să sperăm că vom avea parte de un fotbal interesant între două formații care luptă în această după-amiază pentru locul 4. O victorie ar ajuta-o pe Petrocub să urce pe poziția 4, același lucru se poate întâmpla și cu Dinamo Auto, care ocupă locul 6, formația din stânga Nistrului. În cazul unui succes, de asemenea, ar putea urca provizoriu pe locul 4. Trebuie să reamintim spectatorilor și celor care ne urmăresc, astăzi mai este programată o partidă în cadrul etapei a noua. De la ora 19, Milsami va întâlni pe Codru Lozova. De asemenea, la fel ca și partida de la Ternovca, meciurile pot fi urmărite în direct și în exclusivitate grație proiectului inițiat de Federația Moldovenească de Fotbal și meciurile pot fi urmărite atât pe canalul de YouTube al Federației Moldovenești de Fotbal, cât și pe pagina de Facebook a Forului Fotbalistic Național. Petrocub Hâncești va evolua în echipament complet negru, în timp ce Dinamo Auto va evolua în această după-amiază în echipament complet alb. Arbitrii meciului de astăzi, la centru Vladislav Ivancenko din Bălți, ajutat de asistenții Filip Alexandkin și Vadim Vicol, al patrulei oficial Andrei Ceban, observator de arbitri Igor Sivaceov și delegat din partea FMF Vasile Raico. Totul este pregătit ca să înceapă acest meci. S-a auzit fluierul de start al centralului Vladislav Ivancenko. Este posesie pentru Petrocub, o echipă aflată în ascensiune de formă în ultimele 5 etape. Petrocub a reușit să obțină 2 victorii și 3 rezultate de egalitate. Grație acestor rezultate, formația din Hâncești și-a îmbunătățit considerabil poziția în clasament, în special grație ultimilor 2 victorii. Petrocub s-a impus în fața celor de la Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău cu același scor 1-0. Victorie superbă pentru Petrocub în meciul contra campioanei Moldovei. Și eroul formației din Hâncești este tânărul mijlocaș Dan Taras, care a reușit să marcheze de fapt ultimele 3 goluri ale echipei sale, fiind acum golgeterul echipei. Slivka protejează bine în fața lui Bobrov, însă scapă mingea în afara terenului. Rogac și Dinamo Auto a reușit să spargă gheața după 5 meciuri în care nu a reușit să
câștige. Formația din stânga Nistrului s-a impus în sfârșit cu 5-2 în fața debutantei Codrulozova în etapa precedentă. Două goluri pentru Dinamo Auto fiind marcate de ucraineanul Vladislav Craev, care astfel l-a egalat pe Maxim Mihaliov la capitolul goluri. Cei doi au câte 3 reușite. De fapt, ultima dată Maxim Mihaliov a marcat în divizia națională în etapa a doua, în poarta lui Petro Cub. Atunci Dinamo Auto s-a impus cu 1-0 în deplasare și Mihaliov reușea să înscrie cu o execuție superbă din lovitură liberă. De atunci Mihaliov nu a mai reușit să marcheze. Acum Țurcan o pasă în față pentru Puntus. Foarte bine a fost deposedat de fundașii adverși. Revine însă mingea la Înceșteni. Mudrac, revenit după o mică accidentare, a încercat acum Puntus, o pasă cu pieptul la golul pentru urcarea lui Dan Taras și se pare că a fost certat Puntus de către Lilian Popescu pentru că nu a încercat de unul singur să finalizeze această acțiune de atac. Mateescu. Mateescu, care a revenit în primul 11, profitând poate și de accidentarea lui Serghei Dulgher. De fapt, la formația din stânga Nistrului mai sunt accidentați Andrei Makritski și Ivan Urvanțev. Probleme de efectiv sunt și la Petru Cub Hâncești. Doar 4 jucători pe banca de rezerve în această după-amiază pentru formația pregătită de Lilian Popescu. Melahio, cameronezul Melahio este suspendat, în timp ce Bogdanovici are probleme de sănătate. Să vedem acum o lovitură liberă de pe partea stângă a atacului lui Dinamo. Centrarea lui Mihaliov în fața porții, minge bâlbâită, dar ulterior respinsă de defensiva celor de la Petro Cub. Un doi între Mihaliov și Makritski. Onana însă mai atent acolo a degajat această minge care a fost deviată în nou de către Mihaliov. Ambros câștigă duelul cu Artem Belinski și acum saltă această minge pentru sprintul lui Puntus. Ajunge acesta la minge, l-are în față pe Vitale Bordean, însă mult mai experimentatul jucător și capitanul lui Dinamo Auto a câștigat această luptă. Marchează extrem de puțin Petro Cub în actuala stagiune. În cele 8 meciuri disputate până acum, formația din Hâncești a marcat doar 7 goluri. Toate cele 3 victorii au fost obținute cu același rezultat, 1-0. De 2 ori Petro Cub s-a impus în fața lui Zimbru Chișinău, iar al treilea succes, așa cum am mai spus la începutul transmisiunii, Petro Cub l-a obținut în fața campioanei Moldovei. Un rezultat foarte și foarte bun, semn că formația din Hâncești și-a revenit după un început mai ezitant de campionat. Țurcan scoate bine pentru Potârniche. Centrare moale a lui Potârniche, respinsă de capitanul Bordean. Destul de activ în aceste prime minute formația din... Și un fault dur comis de Maxim Mihaliov asupra capitanului lui Petro Cub, Vladimir Ambros. În continuare întins pe gazon și este nevoie de intervenția medicilor. Și așa sunt probleme de efectiv la Petro Cub, ar fi o pierdere enormă. Ambros, care nu a reușit să marcheze deocamdată în actuala stagiune.
cel mai bun golgheter al campionatului trecut. Rămâne fără gol după primele 8 etape. Părăsește terenul șchiopătând, însă foarte probabil va reveni Ambros. Jesse renunță să execute această lovitură liberă care a fost încredințată lui Mudrac. Balon înalțat în careul advers, acolo este doar Valeriu Makritski. Poi Nihaev convinge de urmărire pentru Bobrov, atent Onana, Slivka, trecere bună în fața lui Mateescu, continuă Slivka, ezită să șuteze, vine acum centrarea, însă atent Kraev. A revenit Ambros, încearcă o redirecționare până la Ion Jardan, ajunge cu noroc mingea la acesta. Insistă Jardan pe acea parte stângă, dar se complică și pierde mingea, au de poartă pentru Dinamo. Mingea va fi degajată de către portarul Cristian Avram, care iată a revenit din nou în trebuturi, deși în stagiunea, în etapa trecută, în poarta a fost Alexandru Zviaghințev, a făcut o partidă mai puțin convingătoare Zviaghințev, unul din cele două goluri fiind pe seama lui, a greșit copilărește la o fază în care Trifonov i-a furat balonul și a înscris în poarta goală. Până la urmă s-a încheiat totul cu bine pentru Dinamo, care s-a impus în deplasare cu 5-2. Un fault consemnat de centralul Vladislav Ivancenko. Mudrac se face vinovat la această fază. Se resimte Bugaiov, fost internațional moldovean, care de ceva timp a revenit în campionatul Moldovei. Să vedem cum vor juca la această fază. Mihaliov, este și Bordian acolo, preferă o minge pentru Bugaiov. Prea tare această execuție a capitanului Bordian și mingea este o pradă ușoară pentru Dorian Raelian. Imediat mingea este trimisă în cealaltă jumătate de teren. Bobrov câștigă duelul cu Jardan. Țurcan, combalan deviat în față, Ambros la un pas să scape periculos spre poarta lui Avram, însă a fost acolo Radu Roga care a îndepărtat pericolul. Mult mai bună în aceste prime minute formația din Hâncești. Onana cu diagonală până la Slivka, bun stopul acestuia. Apoi trecerea subtilă a lui Slivka în fața lui Valeriu Makritski, însă centrarea lui Slivka lasă de dorit. Au intuit bine fundașii lui Dinamo Auto, care au îndepărtat pericolul. Out pentru Petrocub. Potârniche caută soluții în careul advers. Taras câștigă duelul aerian, însă pasa este imprecis pentru Slivka. Bugaiov urmărește această minge. Insistă gazdele, era acolo și Kraev. S-au descurcat până la urmă oaspeții. Acum Slivka lansat pe partea stângă. Este deposedat. Belinski, Mihaliov ridică capul, însă preferă o pasă simplă în dreapta, acolo unde este Valeriu Makritski. Cu noroc, balonul ajunge la acesta, centrare, bun stopul lui Bugaiov, dar să vedem, se pare că a fost Hens, comis de noară lui Dinamo Auto. Dorian Raelian va repune balonul în joc. Bă,
spune, într-o zonă unde a luptat Ion Jordan și faultul acestuia asupra lui Valeriu Makritski. Dinamo Auto, de fapt, este o echipă destul de incomodă pentru Petrocub Hâncești. Dinamoviștii au mai multe victorii în meciurile directe în divizia națională. De asemenea, ultimele două partide dintre cele două echipe s-au încheiat cu victoria lui Dinamo Auto, 1-0. O victorie a fost reportată de dinamoviști în actuala stagiune, am mai spus, grație golului semnat de Maxim Mihaliov din lovitură liberă. Balon trimis în față, respins de defensiva lui Dinamo, Onana. Se precipite cameronezul la această fază, greșește pasa pentru Ambros. Craiev, precis până la Bugaiov, dribling interesant al acestuia, însă pierde balonul. Out pentru Petrocub. O pauză în joc, mici probleme organizatorice pentru Yasser Turcan, un jucător tânăr care, iată, a prins la începutul acestui an și câteva meciuri la echipa națională a Moldovei. Nihaev, 1-2 cu Vladislav Craiev, însă apare acolo Dan Taras, aflat cel într-o formă de zile mari. Încearcă o lansare în adâncime pentru urcarea lui Puntus. Prea tare această pasă. Mihaliov nu are soluții în față, nevoit să trimite în spate până la proprii fundași. Belinski pornește acest atac. Mateescu respinge Onana. Combină calm în propria jumătate de teren formația pregătită de Igor Dobrovolski, care s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de elevii săi în partida precedentă cu Codru Auto, chiar dacă Dinamo s-a impus cu 5-2. La conferința de presă, Igor Dobrovolski spunea că este mulțumit doar de cele 3 puncte obținute de echipa sa, nu și de jocul prestat. În fine, el știe mai bine care este potențialul elevilor săi. În schimb, mai multe motive de bucurie are Lilian Popescu. Rezultatele bune din ultima perioadă i-au permis lui Petrocub să revină din nou în lupta pentru cele mai înalte poziții. Rogac pentru Bordian. S-a scurs un sfert de oră din această primă repriză. În continuare, Dinamo Auto și Petrocub la egalitate 0-0. Slivka, bună preluare acestuia în fața lui Bobrov, însă revin dinamoviștii. Vine acolo la sprijin și capitanul Ambros, care este și el deposedat. Mateescu, centrare și va fi out pentru Dinamo. A fost acolo blocajul lui Slivka. Ca de obicei, trăiește la intensitate maximă fiecare acțiune de atac a elevilor săi, antrenorul Lilian Popescu. Cel care a contribuit în mare parte la succesele lui Petrocub din ultimii 2 ani, formația din Hâncești, fiind în două rânduri medaliată cu bronz în divizia națională.
În stagiunea trecută, Petru Cuba a debutat în cupele europene și a avut o prestație destoinică în meciul cu Croația de la Osijek. De asemenea, Petru Cuba a obținut dreptul de a reprezenta Moldova și în acest an, în preliminarele Europa League. Țurcan colege această minge. Insistă Țurcan, abia acum scoate în stânga pentru Potârniche. Reprimește Yasser Țurcan. Poate pătrunde, caută un coechipier. A avut opțiunea unei pase pentru Slivka, însă a preferat până la Onana. Centrarea cameronezului și din nou fără probleme pentru defensiva gazdelor. Slivka pe partea dreaptă cu această centrare și reține fără probleme portarul Cristian Avram. Belinski, Valeriu Makritski, combină cei doi jucători de la formația gazdă și acum centrarea lui Makritski pentru Bobrov, apare acolo Onana care trimite în corner. Prima lovitură de colț în meciul de astăzi. Maxim Mihaliov se pregătește să execute această fază fixă. Practic toți jucătorii lui Dinamo Auto sunt în careul advers. Centrare la bara a doua, reluarea lui Bobrov, apare acolo Potârniche și îndepărtează pericolul. Pot pleca pe contraatac elevii lui Lilian Popescu. Puntus se ține bine pe picioare. Pasă în fața porții pentru Guerra, însă iese oportun Cristian Avram și respinge acest balon cu un ultim efort. Cameronezul a fost devansat. Interesant această acțiune a lui Puntus. Bordian, calm, ca un adevărat capitan. Nihaev, din nou până la Bordian. Mateescu preferă să combine în propria jumătate de teren formația din Tiraspol. Bordian cu o diagonală pentru Bobrov, însă atent acolo Slivka care trimite în out. Probleme pentru Dan Taras și așa a ratat mai multe meciuri la începutul acestui sezon. Ceva probleme la șoldul stâng pentru unul din golghetrei formației din Hâncești în această stagiune. Minutul 21, nimic notabil în partida pe care o urmăriți acum în direct și în exclusivitate. Poate faza de mai devreme a lui Petru Cub, atunci când trei jucători au scăpat periculos spre poarta lui Avram, însă centrarea în fața porții a lui Puntus pentru Guerra a fost intuită bine de portarul gazdelor Cristian Avram. A fost repus balonul și destul de repede mingea a fost adusă până la Bordian. Mateescu înalță această minge care se scurge cu minte în aut de poartă. Yeah.
Pontus agață această minge, însă nu mai ajunge aceasta până la Ambros. Makritski, lansare pentru Bugaiov. Și este doar au de poartă pentru Petrocup. Foarte multe fragmentări, a scăzut un pic și ritmul. Se întâlnesc două echipe cu ambiții destul de mari. Petrocup deja în ultimele două sezoane, spuneam, s-a obișnuit cu podiumul campionatului. Timp ce Dinamo Auto și-a manifestat intenția la începutul acestui campionat de a lupta pentru cupele europene. Un lucru destul de realizabil în condițiile în care nivelul mai multor echipe s-a echilibrat. Ana câștigă duelul cu mult mai înaltul Bobrov. Rogac a încercat o lansare pentru Igor Bugaiov. Nu a mai alergat la această minge nouară lui Dinamo Auto. Raelian. Între timp a revenit în teren Dan Taras. Unul dintre cei mai importanti jucători din tabăra hânceștenilor în ultimele partide și obține acum o lovitură liberă Vladislav Slivka. Faultul a fost comis de către Bobrov. Capitanul Ambros va executa această lovitură liberă. Fază care poate fi promițătoare pentru Petrocub. Centrarea lui Ambros respinge acolo Radu Rogac. Și prin alunecare câștigă această minge Dan Taras, însă de altă părere este centralul Vladislav Ivancenko, care a văzut un fault al lui Taras asupra lui Valeriu Makritski. Bordian. Timpul se scurge. În continuare așteptăm ca cele două echipe să presteze un fotbal mai spectaculos, un fotbal nelipsit de ocazii de poartă. Mateescu. O lansare pentru Bugaiov, însă Mudrac este primul la minge. Se menține jumătate de teren adversă, Dinamo Auto. Bugaiov, într-un duel cu doi adversari, deposedat. Cum Yasser Turcan cu această degajare defectuoasă. Bordian precis până la Makritski, se împiedică acesta și pierde foarte ușor balonul. Imediat este lansat capitanul Ambros, însă celălalt capitan, Bordian, a fost mult mai bine poziționat și a respins această minge. Bugaiov în careul advers, șut și ratare incredibilă a lui Bugaiov. Prima mare fază de poartă în acest meci, consemnată în minutul 26. Foarte repede gazdele au adus mingea până în careul advers, acolo unde Bugaiov a țâșnit practic de unul singur cu Dorian Raelian. A încercat un șut cu vârful la colțul lung, însă mingea nu a prins cadrul porții. Jardan toarce în spate până la Poternike.
Diagonala lui Poternic e Puntu să lupte pentru această minge care ajunge cu noroc până la Vladislav Sliv, care în față patru adversari. Balon scos pentru acesta, șut și incredibil! Nici capitanul lui Petro Cub, Vladimir Ambros, nu a putut trimite periculos spre poarta lui Avram, deși avea de îndeplinit practic o simplă formalitate. Bună această acțiune creată de Slivka și Puntus pe partea dreaptă, centrare în fața porții, însă nu a mai putut Ambros să înscrie primul său gol în această stagiune. Imediat jocul se mută pe cealaltă parte, iată, se pare că am fost auziți, cele două formații s-au trezit la viață și încep să presteze un fotbal mult mai colorat. Au apărut și ocaziile. O nouă minge centrată care nu a creat probleme portarului Dorian Reilean. Fără pressing din partea gazelor, abia acum Reilean degajează această minge. Țurcan câștigă bine mingea la mijlocul terenului, balon scos în stânga pentru Ion Jordan, șut al lui Jordan direct în brațele lui Avram. În sfârșit, vedem practic fiecare acțiune de atac a celor două echipe se încheie cu un șut sau cu o centrare în fața porții, ceea ce așteptau și spectatorii, puțini spectatori prezenți în tribunele stadionului Dinamo Auto din Ternovka. Rogac. Mateescu de unul singur pe partea stângă, avansează Mateescu, abia acum s-a repliat Puntus, greșește însă Mateescu, dar revine fundașul stânga lui Dinamo. Și vedem că sunt totuși probleme pentru Dan Taras, care cel mai probabil va fi înlocuit. Se pregătește să intre Vadim Gulceac, unul din cei patru jucători de pe banca tehnică a lui Petro Cub. Într-adevăr, nu mai poate continua unul dintre cei mai buni jucători al lui Petro Cub, cel care a marcat în trei partide consecutive, Dan Taras, și va fi înlocuit acesta cu Vadim Gulceac. Un plus de ofensivă pentru cei de la Petro Cub. Vor juca acum cu trei atacanți, cei de la Hâncești. Astfel, Gulceac va fi vârf împins, în timp ce Ambros și Puntus îl vor susține pe acesta de pe flancuri. Potărniche, bună diagonală acestuia pentru Slivka. Centrarea lui Onana, însă, nu poate fi depășit astăzi stâlpul din defensiva lui Dinamo, capitanul Bordian. Și un picior ridicat prea tare din partea lui Yasser Țurcan. Și încă o modificare surprinzător în tabăra lui Petro Cub. Iese din teren Vladislav Slivka și în locul său va evolua Grigore Coșcodan. Se pare că nu a fost mulțumit de prestația acestuia în primele 30 de minute. Da, am intrat deja în ultimul sfert de oră al primei reprize a meciului de la Ternovka. Fără goluri, însă, am văzut acum în ultimele minute, au fost ceva premize că spectatorii, dar și cei care urmăresc transmisiunea noastră, vor avea parte de goluri. Chiar și în partida trecută, Dinamo Auto avea la pauză doar 1-0 cu Codru Lozova. Dinamoviștii s-au dezlănțuit după pauză când au marcat altele patru. Puntus de unul singur individualist la această fază cu un șut modest. Un șut care nu i-a dat mari bătăi de cap lui Cristian Avram.
Bilinski. Ezită acesta să urce în atac, l-a implicat și pe colegul din linia mediană, Maxim Mihaliov. Acum Makritski, ajutat de Nihaev, protejează bine, dar a fost chiar și faultat tânărul mijlocaș de la formația Tiraspoleană. Astfel, pe banca tehnică la Petrocub a rămas portarul Denis Guțul și atacantul Alexandru Ambros. Practic, va fi nevoit Lilian Popescu să evolueze cu aceiași jucători până la finalul meciului. De partea cealaltă, pe banca de rezerve la Dinamo Auto, regăsim pe portarul Alexander Zviaghințev, jucătorii Ivan Voropai, Marin Căruntu, Andrei Cobeț, Ruslan Gadevici, Nikita Jumacenko și Eugeniu Rebenja. O nouă minge recuperată de jucătorii formației gazdă. Mihaliov dezvoltă acest atac cu o pasă până la Vsevolod Nihaev. Îl întoarce pe Potârniche. Pasă pentru Makritski, centrare în blocajul lui Guerra. Din nou Makritski și din nou Guerra. Mijlocașul camerunez, în trecut component al formației Sheriff Tiraspol. Jardan acum. L-a văzut bine pe Puntus, o preluare cam incomodă, însă continuă Puntus. L-are în preajmă sa pe Belinski, se descurcă bine Puntus cu o minge precisă până la Yasser Țurcan. În stânga până la Coșcodană, centrarea în fața porții și cât de puțin a lipsit lui Puntus, se reia spre poartă. Continuă faza oaspeților, centrarea lui Ambros respinsă de defensiva lui Dinamo Auto. Și acum Potârniche cu un balon centrat în fața porții. Mingea ciupește pământul și se duce pe lângă, fază interesantă creată de cei de la Petrocub. Iată, revedem încă o dată acea centrare a lui Coșcodan, la care de puțin nu a ajuns Artem Puntus. Le mulțumim colegilor din regie care ne oferă de fiecare dată reluările la cele mai interesante faze. De fapt, acum toate golurile se pot fi văzute din diferite unghiuri și mai multe reluări. Bugaiov luat în primire de doi adversari, deposedat jucătorului Dinamo Auto. Ne apropiem de finalul primei reprize, ceva mai mult de 10 minute până la încheierea acesteia. Repune Potârniche până la Gulceac, Yasser Țurcan cu o boltă, însă acolo nu era nimeni. Mateescu. Mihaliov pe poziție de fundaș central, coborât mult pentru a-și ajuta colegii din defensivă sau pentru a prelua inițiativa în încercarea de a construi atacuri poziționale. Bordian cu această minge adresată lui Bugaiov și din nou prea tare execuția capitanului. Raelian degajează această minge care este câștigată de neobositul Vitalie Bordian. Bugaiov pentru Mihaliov, nu le iese un doiul. Belinski protejează bine, scoate în dreapta pentru Valeriu Makritski, este acolo și Nihaev. Continuă Nihaev, la un moment dat am crezut că va ajuta, într-adevăr o face acum.
I-a sărit balonul și mingea s-a dus mult pe deasupra porții. A făcut ceva modificări în așezarea tactică echipei sale, Lilian Popescu. Îl vedem pe Ion Jardan, a ajuns pe partea dreaptă, în timp ce Grigore Coșcodan a ajuns pe partea stângă și acum ratarea lui Vadim Gulceac. Un șut bun de la marginea careului, a fost nevoit să se întindă la maximum portarul Cristian Avram, care a respins cu greu această minge și este lovitură de colț pentru Petrocub. Se pregătește să execute cornerul capitanul Ambros. Centrare la prima bară, iese și respinge această minge Avram. Șardan în spate până la Onana. Mudrac, o nouă minge aruncată în careul advers. Rogac respinge. Jardan pe partea dreaptă, centrarea acestuia. Gulceac scoate pentru Țurcan, acesta mai departe până la Coșcodan. De nou minge centrată. Cu noroc ajunge Jardan, însă scapă până la urmă mingea în afara terenului. Revedem încă o dată parada lui Cristian Avram la șutul lui Vadim Gulceac. Cât de bine s-a descurcat acolo în fața fundașelor adverși. Să trecem în cealaltă jumătate de teren, unde Dinamo construiește asidu această acțiune de atac. Mateescu greșește pasa până la Mihaliov. Am intrat în minutul 40. Continuare fără goluri la Ternovca în meciul, primul meci al etapei a noua din Divizia Națională, ediția 2019. Partida dintre Dinamo Auto și Petrocub Hâncești. Gulceac o pasă cam tare pentru Ambros, luptă capitanului Petrocub cu Macrițchi și vine apoi faultul lui Coșcodan asupra lui Nihaev. A fost nevoit Lilian Popescu să facă aceste mutări că pe parcursul primei reprize. Reamintim, din cauza unei accidentări a fost schimbat golgheterul lui Petrocub, Dan Taras. E rândul acum lui Vladimir Ambros să greșească această pasă pentru Artem Puntus. Mai mult ca atât, îl vedem șchiopătând pe capitanul lui Petrocub. Mihaliov. Nu are cui pasa, a găsit o opțiune acolo pentru Artem Belinski. Se putea mai precis pentru Macrițchi, care a fost deposedat, și acum Vladimir Ambros, urmărit și deposedat de Vsevolod Nihaev. Bordian înalță această minge pentru Bugaiov, însă apare piciorul salvator al lui Poterniche, care trimite în corner.
Și Dinamo va beneficia de a doua lovitură de colț, care de asemenea va fi executată de pe partea dreaptă de Maxim Mihaliov. Centrarea lui Mihaliov, prea înaltă. Bobrov însă nu renunță la balon, cu o pasă pentru Mateescu, însă s-a complicat fundașul lateral al lui Dinamo și a pierdut foarte repede acest balon. Final de repriză la Ternovka. Dacă e să facem o recapitulare, Petrocub a fost echipa mai interesantă, echipa care a insistat mai mult, echipa care a creat mai multe faze de poartă. Ne aducem aminte de șutul lui Gulceac, ratarea lui Ambros din fața porții sau a lui Puntus. Dinamo a fost echipa care a stat mai mult în expectativă, însă a avut și ea șansa golului, când Igor Bugaiov a scăpat periculos spre poarta lui Reilean, dar nu l-a putut învinge pe portarul lui Petrocub. Același Bugaiov, cu acțiune portată pe partea dreaptă, l-are în față pe Victor Mudrac, vine la sprijin Valeriu Makritski. Cade Coșcodan, Makritski este deja practic în careu, însă greșeală ca în curtea școlii, centrare defectuoasă a lui Makritski, care trimite neinspirat peste poartă. Raelean repune balonul în joc. Bobrov câștigă mingea, se o trimite în față, dar Bugaiov nu poate ajunge primul la ea. Coșcodan foarte ușor a pierdut această minge. Acum Bugaiov cu o preluare largă, revine însă atacantul lui Dinamo Auto, Craiev. Renunță să urce în atac și mingea adusă deja până la fundașii formației Tiraspoleni. Să vedem dacă se va acorda ceva timp suplimentar de la marginea terenului. Au fost câteva pauze. Guerra scoate pentru Puntus, însă atent este Mateescu, dar comite un fault jucătorului Dinamo Auto. Două minute de prelungiri, indică al patrulea oficial Andrei Ceban. Puntus nu mai poate ajunge la această minge, a fost acolo și blocat de către Radu Rogac. Mateescu respinge, însă trimite balonul în out. Gulceac rezistă pe picioare într-un duel cu Mihaliov, dar până la urmă este deposedat. Mateescu trimite în față. Mudrac s-a descurcat bine. Onana aruncă această minge precis până la Puntus și este depusedat vârful lui Petrocub.
Din clip în clip se va auzi fluierul de final al acestei prime părți. O primă repriză, așa cum am mai spus, pe ansamblu echilibrată, cu ușoară dominare a formației din Hâncești, care și-a creat mai multe faze de poartă. Mai mult ca atât, Lilian Popescu, antrenorul oaspeților, a operat deja două modificări. Una a fost nevoită. Șutul lui Bobrov și se aude fluierul de final al centralului Vladislav Ivancenko, așadar după primele 45 de minute Dinamo Auto și Petru Cup Hâncești sunt la egalitate 0-0. Cu secvențe de la repriza secundă vom reveni după o pauză de aproximativ 15 minute. Yeah.
Am revenit, stimați amatori ai fotbalului, cu imagini de la stadionul Dinamo Auto din Ternovca, la primul meci din cadrul etapei a noua a Diviziei Naționale la fotbal, ediția 2019, a partidei dintre Dinamo Auto Tiraspol și Petrocub Hâncești. După primele 45 de minute, tabela indică un scor alb 0-0. Deși, în special în partea a doua a primei reprize, am avut mai multe faze de poartă, majoritatea aparținând formației oaspete. Cu toate acestea, nu au fost marcate goluri, însă sperăm că Mitanul Secund va aduce mai multe motive pozitive pentru cele două formații, dar și pentru spectatorii din tribunele stadionului, dar și a celor care ne urmăresc în lumea virtuală. Reamintim, din acest sezon, Federația Moldovenească de Fotbal a inițiat acest proiect, grație căruia toate meciurile din cadrul Diviziei Naționale la Fotbal, dar și Cupei Moldovei Orange, pot fi urmărite în direct și în exclusivitate pe diferite platforme ale Forului Fotbalistic Național. Între timp a început repriza a doua. Dinamo Auto este în atac, minge centrată de Mihailov, respinge acolo Maxim Potârniche, revine balonul în careul lui Petrocub. Atenți fundașii formației oaspete, trebuie să vă reamintim, Petrocub a făcut două modificări în prima repriză. În locul lui Dan Taras, care s-a accidentat, a intrat Vadim Gulceac, iar în locul lui Vladislav Slivka evoluează Grigore Coșcodan. Mai mult ca atât, pe banca tehnică, pe banca de rezerve a celor de la Petrocub, sunt doar doi jucători. Este vorba de atacantul Alexandru Ambros și portarul Denis Guțul. Probleme de efectiv pentru formația din Hâncești. Să vedem care va fi și replica celor de la Dinamo Auto, care vin cu moral destul de bun. Etapa trecută, formația pregătită de Igor Dobrovolski, în sfârșit au întrerupt seria meciurilor fără victorie. Dinamoviștii s-au impus categoric 5-2 în fața lui Codru. Perioadă bună și pentru Petrocub. Formația pregătită de Lilian Popescu este de neînvinsă de 5 partide, iar în ultimele două Petrocub a reușit să obțină două victorii consecutive, ambele cu 1-0 în fața lui Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău. Nihaev, într-un duel cu doi adversari, rămâne posesie pentru cei de la Dinamo. Mateescu l-a văzut bine pe Bugaiov, i-a pasat acestuia, un doiul nu le-a ieșit, însă rămâne mingea la formația gazdă. Mateescu are doar opțiunea unei pase pentru Belinski, cum capitanul Bordian, unul dintre cei mai buni jucători în prima repriză pentru formația din stânga Nistrului. O nouă diagonală pentru Bobrov într-un duel cu Ion Jardan. Câștig de cauză are formația oaspete, au de poartă. Repune balonul Dorian Răilean, care nu a avut așa de mult de lucru în prima parte. Singura fază care i-a dat mari bătăi de cap a aparținut lui Igor Bugaiov, însă șutul acestuia nu a prins cadrul porții. Spuneam, este un meci important pentru cele două formații. În cazul unui succes, una dintre cele două formații va urca pentru moment pe locul 4, care este ocupat
moment de Speranța Nisporeni. Același număr de puncte are și Petrocub Hâncești, însă în meciurile directe Speranța are rezultate mai bune. Dinamo se află la un singur punct în spatele celor două, pe poziția 6 cu 11 puncte. Mordian precis până la Makritski, se desprinde bine Nihaev de Guera, continuă Nihaev. Insistă Nihaev și comite un fault inutil asupra lui Yasser Țurcan. Potrnike se precipită și trimite neinspirat în față într-o zonă unde nu era Vadim Golceac. Bilinski, Mateescu. Și vedem o echipă a gazdelor mult mai motivată la ieșirea de la cabine. Formația pregătită de Igor Dobrovolski este parcă mai prezentă în joc, în jumătate de teren adversă. A căzut Craev de posedare regulamentară a celor de la Petrocub. Acum acțiunea lui Puntus pe partea dreaptă, plus brațul lui Mateescu care comite fault. Onana nu prea are soluții, înalță această minge, iese și reține Cristian Avram. S-a grăbit și Avram, l-a văzut pe Bugaiov, însă degajarea pentru acesta nu i-a ieșit. Makritski greșește repunerea, recuperează Țurcan, însă greșește și jucătorul lui Petrocub. Acum Potrnike trimite această pasă pentru Yasser Țurcan cu prețul unui fault. Valeriu Makritski a câștigat această minge pentru echipa sa. Mateescu din nou neinspirat, fundașul lateral, recuperează Bugaiov, scapă spre partea adversă, însă apare acolo Maxim Potrnike care i-a luat fața lui Bugaiov și a trimis cât mai departe pericolul de propria poartă. Repune Mateescu din marginea terenului. Scurt până la Bilinski, luat în primire de Artem Puntus. Și Hens comis de Mateescu. Spre deosebire de colegul său de la Dinamo Auto, Lilian Popescu, este tot mai auzit, foarte agitat și pe alocuri nemulțumit de prestația elevilor săi. E mulțumit de greșelile care sunt prezente în jocul formației pe care o pregătește. Gulceac nu a putut depăși doi adversari. Minge în spate până la Cristian Avram. Degajează terenul portarului Dinamo Auto. Și acum balonul ajunge până la celălalt goalkeeper, Dorian Reilean. Mudrac l-a văzut demarcat la mijlocul terenului pe Yasser Țurcan, sprintul acestuia
Trece de Artem Belinski, șutul lui Țurcan, reține în doi timpi Cristian Avram. O prima acțiune mai spectaculoasă acestei reprize secunde care a aparținut oaspeților. Mudrac l-a găsit de marcat la mijlocul terenului pe Yasser Țurcan, acesta și-a luat acțiune pe cont propriu, a trecut în veteză de doi adversari și a încercat un șut de la distanță. A fost nevoit Cristian Avram să intervină în doi timpi pentru a stăpâni această minge. Bilinski precis până la Craev, însă nu iese pas acestuia printre pentru Valeriu Makritski, cum Potârniche a văzut pe Pontus, depășit Mateescu, plus de viteză pentru Pontus. Trei adversari pe lângă Pontus, pas în spate până la Yasser Țurcan, Ghera. Urcă și Potârniche acum Coșcodan. Încearcă o trecere pe lângă Nihaev, comite fault jucătorului Dinamo Auto. Lovitură liber obținută de partea stângă de către elevii pregătiți de Lilian Popescu. Capitanul Vladimir Ambros va executa această fază fixă. Practic toți jucătorii lui Petrecup sunt în careul advers, cu excepția lui Grigore Coșcodan și Ion Jardan, care au misiunea să recupereze o eventuală minge. Șut cu capul! A fost acolo Mudrac, care a încercat să reia periculos spre poartă. S-a grăbit Avram, care s-a grăbit și a trimis neinspirat. S-a complicat și Dorian Raelian. Avem reluarea acestei acțiuni a lui Petrecup, încă o dată cu această minge centrată și cât de puțin i-a lipsit lui Mudrac să reia și mai periculos spre poarta lui Cristian Avram. O altă fază interesantă care aparține oaspeților. Încet, încet, formația pregătită de Lilian Popescu a echilibrat un pic cursul jocului în repriza secundă. După ce s-a creat impresia că Dinamo Auto este în stare să schimbe mersul jocului în favoarea lor, Ambros, preluare largă și Belinski trimite cât mai departe. Potârniche, scurt până la Guerra și intervenție tare din partea lui Maxim Mihaliov asupra lui Potârniche. Yasser Țurcan îl are în stânga pe Potârniche, pasă pentru acesta. Cum Ambros, cu o pasă pentru Coșcodan, intuită bine de defensiva gazdelor. Țurcan. Și faul comis de Grigore Coșcodan asupra lui Valeriu Makritski. Apar din nou aceste fragmentări, foarte multe faulturi pe alocuri inutile comise de jucătorii celor două formații care și așa fragmentează jocul mai puțin spectaculos al celor două echipe. S-a scurs aproape un sfert de oră din repriza secundă. 0-0. Minge bună a lui Mudrac pentru Ambros, nu s-a orientat bine căpitanul lui Petrecup și a fost deposedat, însă revine Țurcan.
În sfârșit s-a auzit și Igor Dobrovolski, care a reproșat ceva elevilor săi. Nu reușesc hâncerștenii să câștige această minge la marginea careului dinamovist. Insistă oaspeții, recuperează această minge. Gulceac a încercat să-și așeze balonul, vine șutul lui Iaser Țurcan, un șut la firul ierbii și mingea se duce pe lângă bara din dreapta porții apărate de Cristian Avram. Avem finalizarea acestei acțiuni. Iată, vedem mai întâi încercarea lui Gulceac de a trimite spre poartă balon deviat și a venit tare din spate Iaser Țurcan cu un șut năprasnic la firul ierbii, dar mingea nu a prins cadrul porții. Puternică câștigă duelul aerian. Bugaiov, un doi cu Valeriu Macrischi, Nihaev, dovorât la pământ. Nu se acordă nimic la această fază. Puntus, față în față cu Sandu Mateescu. Și nu s-a descurcat la această fază Puntus. A încercat să redirecționeze mingea pe cealaltă extremă până la capitanul Vladimir Ambros. Radu Rogac. Bordian, am văzut urcarea lui Nihaev, imediat este trimis acestuia mingea, dar prea tare. Nihaev scapă mingea în out. Potărnic aruncă de pe partea stângă. Ambros protejează bine. Imediat este lansat Vadim Gulceac. Și roga că pentru mai multă siguranță trimite în aut. Coșcodan precis până la Gulceac. Intervine acolo Valeriu Macrischi. Intervenție tare acestuia asupra lui Gulceac, însă se lasă lege avantajului. Jardan pe partea dreaptă, centrare în fața porții, reluarea lui Puntus. O nouă fază interesantă creată de elevii lui Lilian Popescu. Avem reluarea cu centrarea lui Jardan și apoi reluarea cu capul a lui Artem Puntus. Până la urmă o semi-ocazie care ne arată că Petrocub nu renunță la luptă, chiar dacă au probleme de efectiv. Formația pregătită de Lilian Popescu va încerca să fie cât se poate de ofensivă, special în fața porții adverse. Și acum și cartonaș galben pentru proteste acordat jucătorul de la Petrocub, Victor Mudrac. Acesta fusese faultat de către Valeriu Macrischi, însă i-a reproșat centralului că nu avertizează jucătorii adverși și a pățit-o, pentru că pentru aceste proteste a fost anume el avertizat. Raelian în dreapta până la Onana. Mingea trimisă în față și respinsă de Vitalie Bordian, deși erau acolo Gulceac și Ambros. Coșcodan recuperează. Ion Jardar are posibilitatea de un șut și incredibil apără Avram la reluare.
Vadim Gulceac nu a putut trimite spre poarta lui Avram. Avem reluarea. Iată-l pe Jardan cu acest șut năprasnic. Dintr-un alt unghi, această acțiune a lui Petrocub respinge în față portarul Avram, însă Gulceac nu a putut ulterior șuta și el. Onana respinge acest balon. Craiev precis până la Bugaiov. S-a descurcat bine atacantul lui Dinamo Auto, a obținut autul pentru echipa sa. Acum Mihaliov, centrare pe jos, respinsă cu capul de Onana. Insistă Dinamo Auto la această fază de atac. Se câștigă teren ca la rugby. Se apropie încet încet de poarta adversă formația pregătită de Igor Dobrovolski. Mihaliov mare pune. Nu, o face scurt până la Bugaiov. Este acolo și Valeriu Macrițchi. Triunghi de pase continuă. Valeriu Macrițchi a trecut bine de Coșcodan, însă a alunecat într-un moment nepotrivit, în momentul în care urma să centreze, poate periculos, spre poarta adversă. Și cât de bun a fost Mihaliov la această fază, care l-a deposedat câte a clipit pe capitanul Vladimir Ambros. Se precipită Potârniche și este corner pentru Dinamo Auto. O greșeală nepermisă Potârniche. De această dată lovitura liberă va fi executată de către ucrainianul Vladislav Craev. Toți jucătorii lui Dinamo Auto, cu excepția lui Bordean, sunt în careu. Centrarea respinge Guera. Și acum un fault în atac comis de Sandu Mateescu, care este chemat de către centralul Vladislav Ivancenko și este avertizat pentru nenumăratele intervenții neregulamentare. Un prim plan cu cel care a fost avertizat acum câteva clipe, Sandu Mateescu. Coșcodan câștigă duelul cu Valeriu Macrițchi, însă foarte repede mingea revine la formația adversă. Mihaiev ține mingea în teren, încearcă să treacă de Maxim Potârniche, însă a stat mai bine pe picioare jucătorului Petrocub. Spiritele se încing, mai multe intervenții dure de ambele părți. De lucru are și centralul Vladislav Ivancenko. Încet, încet ne apropiem de ultimele 20 de minute ale acestui meci. O minge trimisă neglijent în spate, la care ajunge primul Mateescu. Nevoit să iasă la marginea terenului și tehnicianul gazdelor Igor Dobrovolski. Echipa sa a avut un început mai bun de repriză secundă. Petrocub reușise să se echilibreze și atât acum Petrocub, Dinamo Auto din nou se apropie tot mai des de poarta aparată de Dorian Răilean. Craiev va executa lovitura de colț. Centrarea lui Craiev la bara a doua
Și Onana acordă o nouă lovitură de colț la o fază simplă. Ar fi trebuit să se ferească și mingea ar fi părăsit suprafața de joc, însă pentru orice siguranță cameronezul a trimis în out. Mihaliov, centrare în zona de 11 metri, balon respins de Hânceșteni, acum Gulcea, complus de viteză pentru atacantul lui Petru Cub, strecoară mingea printre doi adversari, însă apare acolo Bordian, foarte exemplar în această după amiază, capitanul lui Dinamo Auto, foarte multe mingi precise, multe recuperări. Onana trimite până la conaționalul Guerra, un al treilea cameronez din lotul lui Petro Cub. Melahio Doan a fost suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Mihaev s-a complicat cu această minge respinsă de fundașii lui Petru Cub, însă recuperată de Maxim Mihaliov și acum Bilinski în dreapta până la Valeriu Macrițchi. Centrare pentru Craev, imprecis. Puntus poate pleca pe contraatac, un plus de viteză pentru acesta în fața lui Bilinski. Este acolo Gulceac, lasă acesta bine pentru Jesse Guerra, acum Țurcan din prima pentru Coșcodan. Centrare respinsă de Radu Rogac. Jardan se joacă simplu cu foarte multe mingi centrate în careul advers, dar care devin de fiecare dată pradă ușoară atât pentru portarul Cristian Avram, cât și pentru defensiva lui Dinamo Auto. Bordian urcă în jumătatea de teren advers, greșește, una din puținele greșeli comise de capitanul lui Dinamo Auto. Potărniche până la Puntus, Guerra, Jardan, Țurcan s-a demarcat, cere mingea, însă Jardan preferă o spate în pas, preferă o pasă în spate până la Onana. Se mută jocul pe partea stângă atacului Hânceștean. Țurcan, Potărniche. Coșcodan din prima pentru Gulceac. Apare acolo omniprezentul Bordian, acum greșeala lui Șuci, gol! Greșeala lui Bordian, sau de fapt era Mihaliov, rectific, alunecat într-un moment nepotrivit, a fost deposedat și în minutul 72 Petru Cub reușește să înscrie. La fel cum a făcut-o și în victoriile precedente cu Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău, avem încă o dată reluarea cu șutul neprasnic al lui Gulceac. Dintr-un alt unghi, ce șut a prins Gulceac, cel care a intrat în prima repriză, a profitat de această greșeală a lui Maxim Mihaliov și din minutul 72 Petru Cub preia conducerea pe tabela de marcaj și dacă va reuși să învingă, se va egala la puncte cu Sfântul Gheorghe și Milsami. Vor acumula câte 15 puncte, însă Milsami poate reveni din nou în fruntea clasamentului dacă va reuși să o învingă în această seară de la ora 19 pe Codru Lozova. Minge centrată și culeasă fără probleme de portarul Dorian Răilean. Și atât ce înseamnă o greșeală, te poate costa
toate punctele puse în joc. Păcat de Mihaliov, care a alunecat nefericit. Și meritul pentru acest gol aparține indubitabil lui Vadim Golceac. S-a descurcat bine la acea fază tânărul atacant de la Petrocub, a analizat bine situația și a șutat fără să stea mult pe gânduri și l-a învins fără drept de apel pe portarul Cristian Avram. Opțiune importantă pentru Petrocub, care iată, poate obține a treia victorie consecutiv cu scorul preferat 1-0. Dribling simpatic al lui Puntus în fața lui Belinski, însă centrarea ulterioară acestuia nu a ajuns până la Vadim Golceac. Jardan scoate bine pentru Guerra. Yasser Țurcan cu o pasă bună printre pentru Golceac, însă surprins în offside autorul golului lui Petrocub de acum câteva minute. Mihaiev trece bine de Coșcodan. Se lasă legea avantajului. Bordian cu această pasă pentru Bugaiov. Și out pentru Dinamo, moment în care se produce o prima schimbare în tabăra lui Dinamo Auto. Părăsește terenul de joc Maxim Mihaliov și pe final de meci va evolua atacantul Eugeniu Rebenja Mihaliov, care se face vinovat la golul încasat în minutul 72. Rebenja la prima atingere de balon este acolo și capitanul Ambros. S-au descurcat pentru moment hânceștenii. A acuzat o intervenție dură acolo Grigore Coșcodan. Intervine centralul Vladislav Ivancenko. A fost acolo un contact mai bărbătesc cu capitanul lui Dinamo Auto, Vitalie Bordian. Igor Dobrovolski trimite încă un atacant în teren, se pregătește să intre Andrei Kobeț. Să vedem locul cui. Va ieși din teren Sergei Bobrov. Schimbare post pe post, însă în plus de prospețime pentru Andrei Kobeț, discipul al Academiei de Fotbal Șerif Tiraspol, promotat pentru acest sezon la formația Dinamo Auto. Craev. Bordian trimite în față această minge câștigată de cameronizul Onana. Revine în teren Grigore Coșcodan, după ce a primit îngrijirile medicale necesare. Minutul 78, Petrocub se îndreaptă cu pași siguri spre un nou succes. Perioadă albă pentru formația din Hâncești, care iată poate obține a treia victorie. Golceac a încercat o trecere spectaculoasă pe lângă Radu Rogac, însă a comis fault atacantului Petrocub. Încă o modificare la Dinamo Auto, va intra în teren Marin Căruntu în locul lui Vsevolod Nihaev.
mai mulți jucători ofensivi, este acolo și Bugaiov, Rebenja, Căruntu, Andrei Cobeț, patru jucători ofensivi pentru Dinamo Auto, care va încerca în aceste ultime 10 minute să reușească cel puțin egalarea pe tabela de marcaj. Să vedem decizia brigăzii de arbitri. Este lovitură de colț pentru Dinamo Auto. Momente de presiune la poarta oaspeților. Vladislav Craev, cel care a marcat două goluri în stagiunea trecută, în etapa trecută cu Codrozova. Acum reluare spectaculoasă a lui Mateescu în blocajul lui Victor Mudrac. Se menține mingea în jumătate de teren al lui Petru Cub. Valeriu Macrițchi până la Rebenja. Le primește Macrițchi. Mateescu l-are pe Belinski în stânga, însă preferă o minge trimisă în careul advers. Rebenja nu a putut proteja această minge. Ambros, foarte ușor deposedat capitanul lui Petru Cub. Craev, tot ucraineanul, urcă până și fundașul central Radu Rogac cu o pasă în dreapta pentru Bordian. Macrițchi reprimește Bordian, în combinație și Marin Căruntu se duce în dreapta, centrare în fața porții și boxează Dorian Raelian. Spiritele se încing, foarte multe nemulțumiri. Foarte nemulțumiți sunt oaspeții. Potârnic repune această minge. Rebenja recuperează, greșește ulterior pasa și acum Puntus de bosedat, excelent la mijlocul terenului de către Belinski. Dinamo Auto devine din ce în ce mai incisivă. Bună preluarea lui Macrițchi, faultat de către Grigore Coșcodan la marginea careului mare. În absența lui Maxim Mihaliov, omul cu lovitură liberă este ucraineanul Craev. Un șut, centrarea lui Craev și culege fără probleme această minge portarul Dorian Raelian. Minutul 83, mai puțin de 10 minute până la finalul acestui meci. Petru Cub a reușit să marcheze deocamdată singurul gol al acestui meci. Minutul 72, când Gulceac a prins un șut spectaculos din afara careului și nu i-a lăsat vreo șansă portarului Cristian Avram. Însă finalul se anunță extrem de disputat, în condițiile în care Dinamo încearcă să ia la asediu poarta adversă și să vedem offside la Marin Căruntu. Vor fi foarte multe mingi aruncate acolo în față, unde, spuneam, Igor Dobrovolski are nici mai mult, nici mai puțin patru jucători ofensivi. Puternic ei lasă lui Dorian Raelian să repună această minge.
Rogac câștigă minge pentru echipa sa, însă Macrischi la un pas să fie deposedat de către Vadim Gulceac, care iată poate fi eroul formației din Hâncești. Intrat pe parcursul primei reprize, Gulceac a reușit să marcheze un gol în minutul 72, gol care poate fi decisiv. În cazul unui succes, Petrocub se va egala la numărul de puncte cu Sfântul Gheorghe și Milsami, câte 15. Nouă minge aruncată în careul hâncerștenilor, s-au descurcat bine fundașii și acum Gulceac. A lăsat balonul lui Puntus, faultat atacantul lui Petrocub. Vă reamintim, seara fotbalistică va continua de la ora 19, când vă îndemnăm să urmăriți și cealaltă partidă din această zi. Este vorba despre duelul dintre Milsami Orhei și Codru Lozova. Codru codașa clasamentului, un singur punct în 8 partide pentru echipa pregătită de Valeriu Andronic. Bilinski pentru Rebenja. Craiev acum saltă această minge care ajunge până la Valeriu Macrischi, trece Macrischi de Puntus, centrare la bara a doua și nu este nimeni acolo. Și Mateescu, pus sub presiune de către Gulceac, trimite neinspirat în aut spre nemulțumirea lui Igor Dobrovolski, care și-a certat discipolul pentru această fază. Revine foarte repede mingea în posesia celor de la Dinamo. Minutul 87, timpul se scurge nemilos în defavoarea gazdelor. Modrac, Imperial acolo, câștigă duelul cu Igor Bugaiov. Potârniche câștigă o nouă bătălie cu Igor Bugaiov. Bordian, Gulceac recuperează această minge și pot pleca pe contraatac jucătorii pregătiți de Lilian Popescu. Guerra cu această pasă pentru Ambros pe partea dreaptă. 4 contra 4, între timp s-au mai repliat niște jucători de la Dinamo Auto. Ambros, șut, balon deviat de portarul Cristian Avram și Puntus nu este în stare să trimită în poarta goală. Ocazia importantă pentru Petrocub pe acest final de meci. Și acum Cobeț, de unul singur, cu o minge scoasă pentru ucraineanul Craiev. Centrare moale, respinsă de Mudrac, luptă Bugaiov acolo. Revine Cobeț, ajutat și de Valeriu Macrischi. Bordian pentru Căruntu. Simpatice aceste acțiuni ale dinamoviștilor pe partea dreaptă. Balon centrat, respins de Maxim Potârniche, dar recuperat de Vladislav Craiev. Acum Valeriu Macrischi cu o încercare, una modestă ce-i drept. Un șut de la 18 metri care se duce mult peste poartă. Re.
Aurelian. Îngajează această minge câștigată de Valeriu Macrischi, însă recuperată de Artem Puntus, care nu l-a văzut, nu s-a înțeles cu Vladimir Ambros. A trimis într-o direcție din care plecase deja Ambros. Bordian, Macrischi din prima, iese bine Mudrac și îndepărtează pericolul și din nou posibilitate de contraatac pentru Petrocub. Ambros, 3 minute de prelungiri s-au dictat de la margine. Gulceac cu un nou șut și puțin mingea trece peste poartă. Se pregătește o ultimă modificare în tabăra hânceștenilor. Am văzut capitanul Vladimir Ambros nu mai poate continua și a solicitat să fie schimbat. Nu, până la urmă va fi schimbat Artem Puntus. Și pe final de meci va evolua tânărul atacant Alexandru Ambros, fratele mai mic al lui Vladimir Ambros. A degajat Dorian Raelian. Bordian prins în chingi de frații Ambros reușește să trimite în out. Gulceac trimite până la Vladimir Ambros. Guera mai departe până la Ion Jardan. L-a văzut acolo pe Grigore Coșcodan, însă pasa a fost adresată lui Vladimir Ambros, care a alunecat și el, s-a dezechilibrat și nu a mai putut agăța acest balon. S-a scurs un minut din cele trei de prelungiri. Petrocub din ce în ce mai aproape de o victorie. Chiar dacă a avut destui oameni în ofensivă, formația pregătită de Igor Dobrovolski, așa și nu a mai putut crea ocazii clare de gol la poarta lui Dorian Relean. Poate acum, nici acum, Rebenjan se recuperează un călcă interesant pentru Vitalie Bordian. Craiev saltă această minge, Bugaiov câștigă duelul aerian, dar este surprins în offside nouarul de la Dinamo Auto. Raelian degajează această minge, preluare greșită a lui Alexandru Ambros. Minge trimisă în față, urmărește acolo Potârniche, protejează bine și este au de poartă pentru Petrocub. Ultimele 30 de secunde din acest meci. Ezită să repune balonul în joc portarul Dorian Răilean. Nu știu dacă mai reușesc dinamoviștii să creeze vreo fază de poartă. Repune Răilean. Macrischi câștigă duelul. Bugaiov a deviat cu capul, însă nu era nimeni dintre coechipierii săi, Mateescu. Și acum se aude fluierul final al lui Vladislav Ivancenko.
care consemnează al treilea succes consecutiv cu scorul de 1-0 pentru Petrocub. De această dată hâncerștenii s-au impus în deplasarea de la Ternovca cu Dinamo Autograție, golul semnat în minutul 72 de Vadim Gulceac. Gulceac a intrat în prima repriză în locul accidentatului Dan Tarase, a reușit să devină eroul formației din Hâncești. Alte trei puncte pentru formația Petrocub, care iată revine din nou în lupta pentru medalii, ci o egalează la puncte pe Sfântul Gheorghe și Milsami, toate cu câte 15 puncte, însă despărțite de criteriile de departajare. Bucurie enormă în tabăra hâncerștenilor. Se aud și fanii formației din Hâncești, care au motive de bucurie în ultima perioadă. Formația lor este neînvinsă de 6 partide, iar ultimele 3 echipa pregătită de Lilian Popescu ba chiar și le-a câștigat. A patra victorie cu 1-0 pentru Petrocub în acest sezon. Grație colegilor din regie, vom avea acum și statistica acestui meci. Iată, chiar dacă Dinamo a avut o posesie mai bună a balonului, Petrocub a fost echipa care și-a creat mai multe ocazii de poartă, 9 șuturi, dintre care 6 pe spațiul porții. Dinamo a excelat doar la capitolul cornere, însă acest lucru nu a adus roade pentru formația din Tiraspol, care se vede învinsă în duelul cu Petrocub Hâncești. Atât am avut, va transmite de la Ternovca, de numele echipei de creație. Vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm să urmăriți și partida de la ora 19 dintre Milsami Orhei și Codru Lozova. O seară bună în continuare, toate cele bune!